La petrecerea de sâmbătă, relația dintre te și Robert era în declin și totul se ducea pe apa sâmbetei. Vezi, ia-și calmează-te și zi-mi că eu te-am îmbrat frumos. Nu m-ai întrebat frumos, mă agasezi cu chestia asta de 20 de minute. Cu ce te agazezi? Ai zis, te compari ba cu alte persoane. Ba cu aia, mai lasă-mă în puii mei în pace! Trebuie să te cerți în fiecare zi? Nu înțelegi, nu supăra să dat așa, parcă... Păi nu înțelegi, am explicat. Bun, dar după, nu poți să mă simt, de ce, simt, de ce te simți așa? Dar de la ce te-ai luat că ți-e somn? Da, de ce nu știu ce, da, de ce nu știu ce, da, de ce nu știu ce? Mai lasă-mă în puii mei să fiu cum sunt! Băi, eu sunt plus în viața ta, zi-mi. Nu, dacă vrei asta să auzi, da, ești în plus în viața mea, că m-am săturat să tot zic asta. Nu mai pot să trag de chestia asta așa. Nu vreau să fac asta. Pare că vorbești din postura omului care a luat o decizie. Da. Care este decizia pe care ai luat-o? Nu mai vreau să fim împreună. Știu ce-mi doresc de la viață. Știu ce-mi doresc, efectiv. Și chiar știu ce-mi doresc. Eu acum știu ce-mi doresc de la viață. Până acum poate nu știam, acum știu. Și de asta vreau să mă înțelegi. Că mai greșești omul. Tot am nevoie de o pauză. Dar eu tot cu tine mă însor, ai înțeles? Și tu cu mine te măriți. Logic. Da? O să vezi. Nu știu, vedem. În acest moment nu... Vreau și eu două zile de liniște. Dar pauza cerută a durat până aseară, când cei doi s-au pus din nou la masa tratativelor de pace. E posibil ca eu să nu fi dat seama de un linkage. În viziunea mea, să fi gândit ceva, dar poate m-am exprimat greșit. Gen, cum a fost seara după petrecere. Eu nu vreau să... Mă jur că nu mi-am dat seama că eu de câte ori te-am întrebat sau chestii de genul. Ți-am zis, mi se luase filmul. Și eu vreau doar să-ți... Vrei să dau racheta? Vreau să-ți explic că ești și partea bună, eu, călăuzitorul din suflete, care nu mi-a ieșit, înțelegi? Asta e una la mână. Și tot ce a fost până acum, în trecut, nu zic că la început am greșit. Am greșit intenționat. Adică nu intenționat. Mi-am dat seama că am scos niște vorbe urea. Dar în unele chestii, sincer, eu nu vedeam seama că greșesc. Cert e ceva sigur, că gen cu tine tot e mai frumos, înțelegi? Asta era ideea, scurt, și asta am niciun dor. Cum, că eu n-am vrut niciodată secundă să fac rău. Ultimul gând al meu a fost să-ți fac eu ție rău. Și de fiecare dată când m-ai văzut nervoasă sau stresată? Păi tu mi-ai zis la un moment dat că dacă o să mă vezi nervoasă, nu înseamnă că o să plec de lângă tine. Și am zis că, na, își lasă, o să-și fac rău. Și... Credeai că de fiecare dată, în fiecare zi, aproape să fie așa? Dar nu mi-ai spus, nu mi-am dat seama, nu, crede-mă, nu mi-am dat seama. Poți să înțelegi că un om nu s-o gândi niciodată să facă rău, eu. Dar nici n-am zis că ai vrut să faci rău intenționat, ideea e că... Te înțeleg, am multe defecte parte, nu? Dar ți-am zis, dacă îmi pun gândul ăsta să fac ceva, să mă schimb, eu pot să fac. Și dar... cum o să faci asta? Care e primul pas să faci asta? Primul pas acum e să știu că te deranjează unele chestii. Dar ți-am mai spus asta. Da, credeam că zici așa, efectiv. Cum să zic așa? Nu era chiar atât de serios. Cum să zic așa? Credeam că zici așa. Nu era chiar atât de serios. Și să nu fii așa am serios? Am avut azi o discuție, tu ziceai de fost erați, nu era așa. Dar aici e altfel, altă situație, altfel. Afară poate nu vine lumea la tine și zic că da, e așa, dar vezi că e așa, știi, să bagi din astea. Că am observat, am trecut din gol, n-am vrut să mă bag. Sau nu vine nimeni la mine să spună, vezi că aia nu știu cum sau așa. Afară dacă ești cu cineva, îți vezi de viața ta acolo. Aici e și un avantaj, că poți să te vezi cum reacționezi și mi-am văzut comportamentul. Dar dezavantajul e că noi ce am rezolvat azi, mâine dacă vedeam și vedeai și cu sunetul ăla, altfel, parcă te ia și mai tare. Și dar nu ți-am mai spus asta? Ți-am spus asta, cred că din a doua săptămână, că așa e. Am vorbit cu pereții? Nu înțeleg. Nu mai vorbi cu pereții, da, să nu ai înțeles. Că, nu, că eu tu ai zis că, Robert, dacă mă vezi așa nervoasă, să nu crezi, nu știu ce. Fiu, eram pe lumea mea. Că era ceva nou, eu trăiam ceva nou cu tine, da? Niște chestii pe care nu le simțeam așa de des. Și major, că seara aia de sâmbătă, ultimul meu gând, deci nu mă așteptam nici dacă mă picurai cu lumnarea, că eu mă așteptam că o să mă cer cu tine. Ultimul meu gând ăla era. Niciodă, frate, că... Au fost momente în viața mea când am rănit femeile intenționat, știi? Dar acum nu a fost intenția asta mea, nu... De ce le-ai rănit intenționat?
Cum, de ce? Da, de ce? Păi am zis că nu toată viața am avut relații serioase, nu mă gândeam... A fost la început, prima a fost când eram clasa nouă, iar copchirul aia a fost prima femeie, tra-la-la. Și pe aia mai fost în urmă cu 2 ani jumătate, 3 ani, cred că se facă cu așa. Și pe aia, în rest, între ele, nu eram eu cu... În acest moment, până nu vindești niște lucruri la tine... Păi uite, vorbeam și cu băieții. Așa. Ce sens are să mă vindic dacă te-ați mă lăsat? Pentru alta nu vreau să mă vindic. Crede-mă. Pentru tine. Nu, pentru mine. Îți face rău ție chestia asta. Da, timp cu tine. Toate întrebările tale cu... Sunt un plus în viața ta, îți dau pe cap, vrei să te las, etc, etc, etc. Mi le-ai pus în continuu și în continuu. Nu mi-am dat seama, ți-am zis. Mi-ai pus în continuu și în continuu până m-ai făcut să zic da. Singura persoană care m-a influențat în legătură cu tine, ești tu. Dacă să vezi că sunt pe domnul cel bun, nu vreau să te grăbesc și decizia oricum o să fie la tine. Mm-hmm. Dar de ce fumezi? Nu crezi că ești ipocrit? Păi am început atunci aseară, că eram pe așa și am văzut că e bine pe parte. Ce puteți mă așa, știți? Îți verbalizează, spune. Păi mă gândeam că nimeni în viața mea nu m-a dus în punctul în care să zbier atât de tare și să urlă atât de tare. Nici pe mine în punctul în care să iau așa îndrăgostit. Nu mai da din cine la mine. Ținut să mă văd cu ea căsătorit, sau cum să spun eu. Nici că ești copil mic, stai normal. Mai cald aici. Cum vrei să stau? Nu sunt învățat să stau la distanța asta de un metru lângă tine. Ce vrei? M-ai învățat cum era? Mă accept acum. Nu-mi place de mine în acele ipostaze în care să mă explic de 15 ori și să spun același lucru, să nu mai am nimic de adăugat și să fie degeaba și să am impresia că în momentul în care persoana de lângă mine mă întreabă ceva, orice ea spune nu o să mă înțeleagă și nu o să creadă. Cum am înțeles asta? Capricile iubirii. A fost un moment de slăbiciune ăsta sau a fost un moment de clarificare sau un moment de sinceritate? Nu, am primit o scrisoare care era pentru amândoi și am mai primit o scrisoare care era pentru el și le-am primit eu. Și am considerat că ar trebui să îi le dau și să îi le arăt. Aha, și ai citit scrisoarea care era doar pentru el? Da. De ce? Că era una lângă cealaltă și... Păi și ce? Dacă era una lângă cealaltă, nu erai tu Andrisantu, ca să zic așa. Așa e, dar în același timp eu am primit scrisorile. Păi le-ai primit că poate s-a creat o confuzie. Adică dacă tu primești din greșeală scrisorile vecinei de la 3 pentru că poștărița a greșit în loc să bage la ea în cutia poștală a băgat la tine, tu îi desfaci scrisorile vecinei de la 3 sau te duci și le duci și spui uite, a greșit poștărița? E, da, dar nu este vecinul de la 3? Întreb și eu acum pentru un prieten. Nu îi citesc scrisorile vecinei mele. Și ce scria pentru el? Sincer, nu mai țin minte atât de bine, că ar putea să facă mai multe gesturi pentru mine și să fie... Erai de acord cu scrisoarea? Parțial. Uh-huh. Nico, sunt tare curioasă ce ne spui tu. Spune-mi că e ceva retrograd, orice. Da, este o perioadă în care, așa cum spuneai la început, ceva se întâmplă pe cer. Este un Venus în Scorpion și asta, zona de iubire a noastră este întotdeauna impactată în perioada asta. Ne putem simți neiubiți așa cum vrem noi. Și atunci, clarificările, exact ce văzusem acolo, asta trebuie de fapt să facem, să spunem ceea ce ne dorim, să exprimăm ceea ce vrem noi să facem. Și am înțeles și punctul tău de vedere, că te-ai săturat să exprimi anumite lucruri care nu se petrec, dar asta vin și din faptul că în anumite ipostaze nu suntem compatibili în anumite direcții. Și atunci de aici și neplăcerile care vin într-o relație și este bine să le cântărim așa, să vedem câte sunt cele pozitive, câte sunt cele negative, ca să știm ce decizie să luăm.
Eu vreau să vă spun ceva și despre punctele de noroc în harta voastră natală, pentru că asta am pregătit astăzi pentru toată lumea. Iar la tine, Tess, zona de casă, familia, acolo e punctul de noroc. Deci întotdeauna și familia pe care tu o să creezi, o să-ți fie norocul tău acolo, membrii familiei. Iar pentru Robert, prieteni, da? Zona de prieteni și de familie la fel. Deci aveți cumva un punct comun aici. Asta înseamnă că vă ajută foarte mult na, tot ce o să întocmiți voi pe zona asta. Păi da, dar Robert a zis că se va căsători cu Tess, deci practic vor avea o familie.